este ca în formă de întrebare. O întrebare pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea aceasta să ne punem fiecare dintre noi, să ne gândim la întrebările acestea care vor răsuna în seara aceasta. Și tema pe care am pus-o în seara aceasta și despre care aș dori să vorbesc, este scris la Ioan, capitolul 4, la versetul 35 și versetul 36. Și tema am intitulat așa, mai sunt 4 luni până la seceriș. De la Ioan, capitolul 4, versetul 35 și versetul 36. Vă știi aceste texte. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine secere, primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Amin. Amin. Dacă știm puțin Biblia, știm întâmplările care s-au întâmplat în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că când a fost trezirea din Samaria, când Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu samariteanca și a stat de vorbă, și când a venit ucenicii și au văzut, s-au mirat că Domnul Iisus Hristos vorbește cu samaritenii, vedem că ei au avut o discuție între ei. Și Domnul Iisus Hristos i-a pus întrebarea aceasta. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați ochii și priviți holele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Acum sunt gata holele pregătite pentru seceriș. Nu mai sunt 4 luni. Poate te gândești că ești tânăr și ai o viață înainte ca să trăiești pentru Dumnezeu sau mai ai timp ca să faci ceva important pentru Dumnezeu. Poate nu te grăbești, dar Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și ne spune nouă astăzi că acum trebuie să lucrezi pentru că holile sunt acum gata. Unul din cuvintele plăcute al Apostolului Pavel este din limba greșească cuvântul care spune spoide. Spoide, care înseamnă să te grăbești, să fii pregătit, să-ți dai stăruința. Și textul pe care îl voi ști, unde spune el despre lucrul acesta, este de la Filipeni, capitolul 3, de la versetul 13 și 14, din carte pe care noi o studiam. De la Filipeni, capitolul 3, versetul 13 și 14. Și acolo spune așa, Filipeni, capitolul 3, versetul 13 și 14. Aș dori ca să fiți atenți la versetele pe care le voi ști. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, merg spre țintă pentru primul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amen. După cum văd că nu toți sunteți atenți, eu am în versetul 14 am citit că merg spre țintă, dar la voi în Biblie ce scrie? Alerg. Apostolul Pavel spune că el nu merge spre ținte. El aleargă. El își dă stăruința. Aleargă înainte ca să ajungă la Domnul Iisus Hristos. Ca să ajungă la ținte. Așa cum știm la jocurile sportive, așa cum știm despre campioni, ei își dau stăruință ca să ajungă la ținte, ca să câștigi premiul. Așa ar trebui să fie un creștin. Nu unul care merge așa pe drum, că sunt creștin, merge încetul spre Dumnezeu. Nu. Domnul Iisus Hristos vrea ca să fie un creștin care s-a ars pentru Domnul Iisus Hristos. Nu așa să mă cunești acolo așa puțin. Deci eu sunt creștin. Astăzi creștin, mâine nu sunt creștin. Astăzi, dacă este posibilitatea, fac ceva pentru Domnul, mâine poate nu-i posibilitatea, nu fac. Dumnezeu nu vrea de acești creștini. Dumnezeu vrea ca să fie ca Apostolul Pavel, care spune că nu merg așa lene, nu mă tări pe jos, nu mă pe genunchi, ci alerg spre ținte. De acești creștini Domnul Iisus Hristos dorește. Și Domnul Iisus Hristos spune că astăzi câmpul este pregătit pentru lucru. Astăzi este vremea secerișului. Nu mai sunt 4 luni până la seceriș. În Ioan, capitolul 10, versetul 16, spune Domnul Iisus Hristos despre, așa îi numește pe creștini, pe oameni care trebuie să vină la mântuire, numește oi. Și spune că mai sunt și alte oi din alte turme și pe acelea trebuie să le aduc. Așa dorește Dumnezeu. Suntem noi turma Domnului Iisus Hristos, dar mai sunt și alte oi. Sunt oameni, oi care sunt tineri care încă nu cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și noi trebuie să fim aceia care trebuie să mergem și să-i aducem, să le vestim Cuvântul Dumnezeu. Poate acesta este ultimul timp când ai posibilitate ca să te împaci cu Dumnezeu. Poate acesta este ultimul timp când poți să faci ceva pentru Dumnezeu. Nu știi ziua de mâine, nu știi când vei pleca din viața aceasta. Dacă îți pui întrebarea la oamenii care sunt în vârstă, fiecare îți va spune că a trecut viața aceasta parcă nici nu a fost. Chiar și pe bunica mea care avea 90 de ani, am pus întrebarea aceea și a spus parcă ieri eram tânără și acum
am 90 de ani. Viața aceasta este trecătoare și în Psalm scrie așa că viața noastră este ca iarba, astăzi este verde, dar mâine se usucă. De aceea poate te gândești că ești tânăr și ai toată viața întreagă înainte ca să te întâlnești cu Dumnezeu sau să faci ceva pentru Dumnezeu. Aș vrea să spun că astăzi fă tot posibilul care îl ai în față să faci ceva pentru Dumnezeu. Dacă astăzi ai posibilitatea să faci ceva pentru Dumnezeu, fă, nu te rușina, nu ai frică. Dacă nu te-ai împăcat astăzi cu Dumnezeu, fă pasul acesta, ai curaj. Eu socot pe oamenii cei, cum se spune, care mari sau care fac ceva, un lucru, pe cei care nu se rușinează să fac ceva pentru Dumnezeu, care să spună să o poezie, care au curajul să se împăce cu Dumnezeu. Eu pe cei socot oameni mari. Cum am spus că poate dacă te socoți tineri și te gândești că ai toată viața înainte, aș vrea să vă pun așa o întâmplare tristă pe care singur am experimentat-o și pe care aș dori să vă gândiți la această întâmplare. Eu m-am pocăit în școală, aveam 15 ani. Și în școală aveam prieteni de cei care nu cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos. Și am avut un prieten și într-o zi am spus și lui, poate să vii și tu la Dumnezeu, să vii la adunare, pe acolo este interesant, acolo se cântă, acolo se vestește cuvântul lui Dumnezeu, acolo este o familie mare. Și el mi-a spus așa, mi-a dat așa un răspuns, că nu vă zic, că eu vreau să mă bucur de viața pe care o trăiesc pe acest pământ. Cât vă trăi, eu vreau să mă bucur. Și câți ani gândiți că i-au trăit pe acest pământ? Anul trecut veneam de la adunare și el era un tânăr dintr-o familie, un singur copil la familie. Părinții erau prin Italia și el a fost în Italia. Trăia fericit și veneam de la adunare și la un magazin m-am întâlnit cu el. Am stat și am vorbit, am întrebat cum la el, cum la mine și așa lucruri de acestea. M-am dus acasă și a doua zi învățam la cernuț. Și mi-a dat un telefon de acasă și mi-a spus că prietenul tău s-a sinucis. A fost un șoc pentru mine. Cum ieri am stat de vorbă cu el și nu venea să cred. Poate s-a avut ceva sau greșit, am sunat la unul altul. Da, într-adevăr, acest băiat s-a sinucis. A mers în pădure și s-a pus frânghie la gât și s-a sinucis. Și atunci m-a pus întrebarea. M-am întâlnit ieri cu el. Și ce am vorbit cu el? Am vorbit lucruri de nimic. M-am întrebat, nu te-ai însurat, lucruri de acestea, ce faci, cum cu viața? Dar s-a spus măcar ceva despre Domnul Iisus Hristos. Poate era ultima șansă, poate era ultima posibilitate pentru el ca să-și împace cu Dumnezeu. Acest tânăr care a spus că el vrea să se bucure de viața aceasta, vrea să guste ceva din fericire din lumea aceasta. Fericirea lui și bucuria a lui a ținut până la 21 de ani. Câte vrea să te bucuri tu pe acest pământ? Nu știi ziua de mâine, nu știi ziua de azi. Totul este în mâna Domnului. Domnul Iisus îi spune, uitați-vă, ogorul este mare, ogorul este pregătit pentru lucru. Mergeți și lucrează-ți, mergeți și împacă-te cu Dumnezeu. Fă tot ce este posibil azi, nu lăsa pe ziua de mâine. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, împacă-te azi. Aleargă spre ținte. Nu merge în șietul, nu te trăi pe jos, ci aleargă spre ținte. Poate ești cu un picior în veșnicie și nu te gândești la lucrul acesta. Cum am spus, poate te gândești că ești tânăr și te gândești că până la 60 de ani, 70, 80, mai ai mulți ani de trăit. Nu. Nu știi ziua de mâine, totul este mâna Domnului. Poate mâine vei pleca din viață, Domnul te va lua la El și atunci ce vei spune Lui? Ce vei merge în fața Domnului Iisus Hristos? În Matei, capitolul 20, versetul 1 și 7 și versetul 12, voi citi aceste texte. Aici se vorbește despre pilda lucrătorilor vii. Matei, capitolul 20, de versetul 1 până versetul 7 și versetul 12. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie, s-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în vie mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul, și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în vie mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Și versetul 12. Și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-au făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greu și zăduful zilei. Amin.
Vedem că cum și primele lucrători care au lucrat în vie și cei care au lucrat un ceas, stăpânul i-a răsplătit așa cum și pe cei care au lucrat toată ziua și pe cei care au lucrat un ceas. Apostolul Pavel a fost primii ucenici al Domnului Iisus Hristos, au fost începătorii. Lor le-a fost mai greu ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fac lucrurile lui Dumnezeu, pentru că atunci, știm fiecare cum a fost situația, atunci se pedepseau, se vreau în timp, se omorau. Acum nu ne este mai ușor, dar Domnul Iisus Hristos ne va răsplăti și ne va da aceeași răsplată așa care și va da și la Apostolul Pavel. Cum va primi Apostolul Pavel aceeași răsplată, așa vom primi și noi. Numai noi trebuie să lucrăm așa cum a lucrat Apostolul Pavel. Să îmi dăm stăruință, să alergăm spre Sfântul Domnului Iisus Hristos. Să facem tot posibilitatea ca să facem un bine pentru cineva, ca talentul sau lucrurile pe care ne le-a încredințat Dumnezeu să le folosim pentru slava Lui. Timpul pe care ne l-a încredințat Dumnezeu să le folosim pentru slava Lui. Înainte ca să termin în seara aceasta de vorbit, aș dori să vă spun și încă o istorioare pe care am citit-o. Nu știu dacă a fost într-adevăr așa sau au născut. Spune că era un om bogat. Avea mașini, avea case de toate, se odihnea pe la mare, la cavale, era pe tot locul. Și într-o seară a visat el un vis. A nimerit el în rai. Se uită acolo tot frumușețuri și a venit apostolul Petru să-l însoțească. Merg ei, se uită, văd un palat. Așa de frumos, de aur, tot frumos. Și măi, pentru cine se face acest palat? Zici, măi, pentru Nicolae, robul tău. Cum? Pentru robul meu, Nicolae, el nici n-aș ști cum să trăiască în palatul ăsta. El o să piardă în palatul ăsta. Zici, măi, pentru dânsul se străiește. Mergem mai departe, se uită, văd o casă din fân, așa, din lot. Bogatul ăla nici nu a văzut așa în viață că există case de acestea. Se uită, zici, măi, dar cu jupeau casă, pentru cine se face așa? Zici, măi, pentru tine. Cum? Pentru mine se face, dar ce? Zici, că meșterul nostru, zidar Domnul Iisus Hristos, spune că pe pământ oamenii strâng materiale. Fiecare care material care aduce, de ce meșterul face? Tu în viața ta ți-ai ales și ți-ai strâns materiale ca acestea. Și când a terminat să vorbească această casă, s-a prăbușit și bogatul s-a trezit din somn și s-a speriat. S-a gândit la visul pe care l-a avut și el s-a schimbat viața și a început să strângă materiale bune, trainice, care nu ard, care nu se distrug. Pentru că acolo în cerul, cum ne spune Domnul Iisus Hristos, se face o casă pentru fiecare dintre noi. Și temelia mântuirii noastre este Iisus Hristos. Dar fiecare să ia bine seama ce clădește pe această temelie. Depinde de tine ce casă vei avea acolo în cerul. Pentru că și în Biblie spune, strângeți-vă cu mor în cerul aur, argint, care focul nu le mănâncă, și nu vă strângeți paie, fân, trieste, care focul le arde. Să gândești la lucrul acesta, pentru că va trebui să trăiești o veșnicie. Vei trebui să fii odată în fața lui Dumnezeu și să răspunzi pentru binele sau răul că l-ai făcut pe acest pământ. În Biblie mai este un verset, spune că să facem faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi au niște fapte de făcut în lumea aceasta. Poate să faci o faptă bună, să-l ajuți pe cineva, să spui o vorbă mângâietoare. Fiecare avem ceva de făcut. Și când vei avea posibilitatea să faci ceva pentru Dumnezeu, fă cu bucurie. Aleargă spre Sfinte, bucură-te că ești creștin. Dar dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, fă lucrul acesta cât mai repede. Nu aștepta până bătrânețe, nu aștepta. Pentru că nu căuta să te distrezi în lumea aceasta. Pentru cum am spus exemplu cu prietenul meu, cum am vestit din cuvântul Dumnezeu, să te grăbești, să te întâlnești cu Dumnezeu și să te pregătești ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Astăzi, uite-te că ogorul este plin. Și încă mai spun un lucru, că de ce vă îndemn ca să lucrați? De ce vă îndemn ca să faceți ceva pentru Dumnezeu? Pentru că cu ajutorul unor tineri așa ca voi am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu. Și cu ajutorul vostru poate să-L cunoască alți tineri pe Dumnezeu. Știu că aveți micieși în satul vostru, aveți prieteni care nu cunosc pe Dumnezeu. Spuneți-le despre Domnul Iisus Hristos. Spuneți-le că este veșnicie. Spuneți-le că au posibilitatea să primească iertare păcatelor. Nu vă rușinați de lucrul acesta. Nu vă rușinați că sunteți creștini. Când prima dată l-am cunoscut pe Dumnezeu, mergeam la adunare cu Biblia, apuțineam așa ascuns sub curț, nu mă vad nimeni. Îmi puneam o întrebare, zici, cum te duci? Mă duc și eu așa undeva. Mi-era rușine ca să spun că merg la adunare. Acum pot să merg cu 10 Biblie sub soare, că nu-mi rușine. Pentru că am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Am cunoscut cât de bun este Dumnezeu. Și un creștin nu e...